Un copil și-a pedepsit exemplar mama și bunica după ce a fost obligat să învețe pe de rost imnul României. Este vorba despre Cătălin Genis, în vârstă de 8 ani, elev la școala Mihai Busioc din Pașcani. El a primit ca temă pentru acasă să memoreze versurile imnului național după ce ministrul educației a cerut ca acesta să fie intonat în toate școlile din România. Mama copilului a verificat lecțiile și l-a pus la învățat. Cum copilul nu prea avea chef de carte, părinții și bunicii au trecut la amenințări. Se pare că a primit și câteva palme la fund pentru a-i veni pofta de învățat. De ce au venit pompierii la tine? Că am închis-o pe bunic mea și pe mama afară. Și tu ce ai făcut în casă? Am stat. Ai mai făcut de asta? Da, e a doua oară. M-a bătut. Se primul oară a doua oară. Din ce cauza te-a bătut? Nu, că am vrut să, n-am vrut să scriu, să... M-am vrut să după aia m-a bătut să... Aia sunt afară, după aia am închis-o. Pentru a scăpa de im și a se răzbuna pe cei care l-au obligat să învețe, puștul Năstrăvan a trecut la acțiune și a trimis mama și bunica la cumpărături, după care a încuiat ușa de la intrare, rămânând închis în casă împreună cu frățiorul său de 3 ani. Mai mult, acesta a redecorat locuința, aruncând lucrurile familiei prin toată casa. În zadar au încercat părinții să-l convingă să deschidă ușa. După câteva ore de negocieri, mama copilului a fost nevoită să apeleze la ajutorul pompierilor. Nici aceștia nu au avut mai mult succes, ei reușind să intre în casă prin balconul vecinilor la etajul 4 al blocului C18 de pe strada Izoarelor. Astăzi, după cum ați văzut, în jurul orei 11:30, în blocul B18, la etajul 4, am fost anunțat că sunt doi copii blocați în apartament. Ne-am deplasat la locul intervenției și aici am găsit doi copii care erau blocați în casă. Am aflat ulterior că în vârstă de 8 și respectiv 3 ani. Cel de 8 ani, după ce au plecat părinții pe la vecini și prin piață, a blocat ușa intenționat și nu a vrut să mai dea drumul la ușă. E un copil cu ceva probleme mentale. Și fapt ce a necesitat intervenția noastră pe la un vecin pe un balcon. Ținând cont de faptul că nu aveam nicio cale de acces către balcon, nicio scară nu putea fi pusă, doar să spargem acoperișul, am apreciat că ar fi bine să intrăm pe balcon, spărgând un balcon lateral, și am intrat în locuința proprietate. Dacă nu era posibilă nici varianta asta, singura era să spargem ușa. Mama copilului spune că nu este pentru prima dată când Năzdrăvanul s-a încuiat în casă. În primăvara acestui an a fost trimisă la plimbare doar bunica sa. Ea a fost nevoită să aștepte ore în șir în fața ușii. Femeia crede că copilul ar avea probleme de sănătate la cap după ce acum câțiva ani a căzut și s-a lovit la joacă. I-am zis, Cătăline, poți, doamna învățătoare, să mai citim din imnul României, da? Și după aceea să mai lăsa afară, nu mult, cât e puțin așa. Și zice el, mamă, nu vreau. Bine că era îmbrăcat, era încălțat, eu având treabă la bucătărie și cu dânsul eram acolo. O ieșit. În timpul ăsta mamica mi-a urcat scările de la piață, da? Și i-am zis, mamică, prinde-l, uita drumul ca să poți să citească. El a urcat cu ăsta la întiar înapoi sus în casă și mi-a încuiat afară. Am înțeles că m-a încuiat-o cu mamica mea odată afară. Eu am mers la țară, am mai stat acolo că mai avut treabă, n-am știut. Și nu vreau să mai dea drumul în casă. Și mi-era frică acum să nu dea omului la gaz, la apă, la... Dar oricum am să iau măsuri, îl dau undeva la o școală specială, că nu se poate așa.